Bun. Astăzi m-am gândit eu, am stat mult și m-am gândit care idee de videoclip ar trebui actualizată dintre cele pe care le-am abordat eu până în momentul ăsta. Și am găsit un videoclip care este underrated grav, adică nu este destul de mult apreciat. Așa că astăzi voi încerca să-i atașez foarte, foarte multe accesorii telefonului meu, pe care cred că l-am folosit și în videoclipul pe care l-am făcut acum foarte mult timp. Dar nu înainte să arăt telefonul care este acesta. Nu, asta am vrut să zic. Ăsta este telefonul. Poco X3 Pro. Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească un telefon pentru a-i monta accesorii trebuie să aibă minim USB 2.0, adică foarte multe telefoane care sunt pe piață în momentul ăsta au această capacitate de a accepta diferite accesorii externe, inclusiv acest telefon. Bine. Accesoriile pe care le voi monta sunt un stick de 16 GB, un Ledger Nano S, alte două USB-uri Kingston 32 de giga, o tastatură și un mouse. Așa, un hard care în momentul acesta se decriptează pentru că Android-ul este destul de complex, dar nu recunoaște mediile de stocare care sunt criptate cu BitLocker, așa că trebuie să-l decriptez. Și acesta are, cred că 120 de giga, 120 de giga de date care sunt criptate. Și de cred că cel puțin, nu cred, cred că l-am mișcat. Astea sunt toate accesoriile pe care le voi monta acestui telefon astăzi. Astea formează împreună mașina timpului. Cred, nu știu. În fine, primul pas ar fi să conectez o sursă de alimentare la telefon, adică acest încărcător. Acest adaptor care dă acces la acest port pentru a conecta un hub extern. Așa, bun. Altceva. Hubul extern propriu zis, care îmi dă acces la și mai multe porturi USB-A. Bun. Acum, în primul rând vreau să conectez o tastatură și un mouse. Nu știu care este care, dar le voi monta pe ambele. Așa. Acum, în momentul ăsta, am acces la telefon. Perfect. Cred că se vede destul de ok. Accesat ceva, nu știu. Sau ce e asta? De fiecare dată când apăs se schimbă imaginea de fundat. Perfect. Încă un lucru foarte interesant care nu mă interesa. Bine, următorul pas ar fi acesta. Acesta. Și am auzit o notificare care confirmă prezența USB-ului. Încă o altă notificare. Așa. Încă o notificare. Cred că acest manager de fișiere de la Google nu este cel mai potrivit, așa că voi folosi ZArchive. Acest care este aproximativ la fel ca toate celelalte, doar că are
are puțin o funcție. Așa, ok, ok, ok. Bun. Și aici au apărut toate mediile de stocare, de pe care voi copia câteva fișiere pentru a testa puțin dacă chiar funcționează, dar până una alta o să mai conectez un Ledger Nano S pe care îl voi debloca și în urma deblocării mi se va deschide aplicația Ledger Live. Perfect. După cum am zis, se va deschide. Îl conectez. Allow. Perfect. Și acum aplicațiile prezente care sunt pe dispozitiv. Și este un update al unei aplicații care este pe dispozitiv, nu știu care dintre ele. I-am dat update. Se descarcă aici pe el. Cred că s-a actualizat. Ok. Până una alta voi merge nu în acesta. Z-Archive și voi lua de pe USB-ul care este, nu știu care este, în fine, de pe 3. Ok, warning, must choose a bad, ok. Foarte, foarte interesant, folosește acest folder. Permite, 3-ul mi-a dat acces, după care va trebui să selectez așa, permite, acum, voi copia acestea, asta, copy to 2, și acum îl voi copia, nu, îl voi copia în flash USB 1, permite, și acum se copiază. Foarte simplu, nu-i așa? Foarte multe accesorii. Unele dintre acestea pot fi chiar în același timp utilizate. Dovada este această oribilitate, care nu cred că se va întâmpla într-un scenariu normal. Adică să conectezi atâtea dispozitive în același timp. Drept urmare, managerul de fișiere al celor de la Google nu suportă foarte multe dispozitive externe care sunt conectate în același timp în sistem. De asta am folosit și acest Z-Archive, care, după cum puteți vedea, îmi dă acces la toate fișierele. Bine, nu este foarte bine optimizat nici acesta, dar se poate. Mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare, poate ne și auzim.